Invitatul meu de la această seară, doamnelor și domnilor, este simbolul pieței universității din anii 90, profesorul universitar Marian Munteanu. Bună seara, domnule profesor, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună seara privitorilor noștri. Fără să vrea, România pare că s-a întors în timp, în urmă cu 25 de ani. În piața universității de la balcon, care, iată, în aceste zile este închis, oamenii cereau eliberarea totală de comunism. Vedem în aceste zile, în 2015, oamenii cer eliberarea totală de corupție. Însă, de la o seară la alta, tot mai puține persoane participă la aceste proteste. Cum vă explicați? Înainte de orice, vreau să mă alătur și eu cu un mesaj de condoleanțe și de durere pentru și încurajare pentru familiile celor care s-au dus dintre noi și sănătate celor care încă se luptă să supraviețuiască. Acum, deci oamenii trebuie să înțeleagă câteva lucruri. Mă refer în special la cei tineri. Cei mai bătrâni deja au trecut prin tot felul de experiențe și văd altfel lucruri. În 1990, piața universității a fost continuarea în formă organizată a manifestației din 21 decembrie 1989. Ea nu a apărut din neant. A fost rodul unei perioade de îndelungată pregătire. Îndelungată. 4-5 luni de zile. Și în perioada aceea, în București, în țară, erau foarte multe proteste de mici dimensiuni. Amestecate, cu agende de tot felul. Ușor, ușor însă s-a ajuns la înțelegerea unor nevoi fundamentale. Și generația mea a avut maturitatea să vină cu un mesaj articulat, coerent și clar, și mai ales să nu amestece temele în așa fel încât să creeze o dispersie. Pe noi ne interesa construcția unui stat integrat, integrabil în Uniunea Europeană, în Europa civilizată, un sistem democratic, respectarea valorilor democrației și a celor naționale, respectarea drepturilor omului, lucruri clare. Și solicitam clasei politice emergente să se construiască pe baza acestor valori. În principal, marile solicitări ale pieței de atunci au fost îndeplinite. Pentru că suntem un stat european, avem o Constituție, avem un sistem legislativ, sigur, așa cum e el, dar totuși există un mecanism legislativ. Și iată, cel puțin din punctul de vedere al aplicării justiției, mă refer special la procesul care a început acum, sunt semne că, cu mineria, da? Sunt semne că și lupta aceasta de deși e mult, reașezare, 25 de ani să înceapă să se reașeze lucrurile. Ce nu s-a realizat. Și aici, pe undeva, vina aparține, sigur, în primul rând clasei politice, dar și societății civile de atunci sau celor care pretindeau în vremea aceea că reprezintă societatea civilă, așa cum pretind și acum și alții că reprezintă societatea. Nu mă refer la demonstranți, să ne înțelegem. Mă refer la lideri. Noi nu ne-am construit mecanisme de selecție și de intervenție la nivelul societății civile în acești 25 de ani. Pe undeva, cred că acesta este punctul fundamental care este cerut aici. Să ne creăm cumva capacitatea de a interveni în acest proces, pentru că, iată, politicienii noștri, majoritatea, nu toți, dar majoritatea, nu au făcut ei acest lucru. Ăsta e rolul societății civile. Să intervină în momentul în care clasa politică nu își face datoria. Da, derapează, are derapaje. Derapează. Și atunci trebuie să intervină. Dar ca să intervină, trebuie să fie organizată. Ca să fie organizată, trebuie ca din interiorul celor care sunt preocupați de aceste lucruri să se constituie niște grupuri, să-și clarifice temele, să-și elaboreze un punctaj realist, atenție. Și mai ales să-și aducă aminte de vorbele lui Bărnuțiu, care spune așa, țineți cu poporul să nu rătăciți. Când vrei să intervii la un asemenea nivel în arhitectura unui stat, trebuie să ții cont de realitățile acestui stat.
Adică nu să te pierzi în tot felul de teme marginale sau nesemnificative. Să țintești lucrurile care într-adevăr sunt importante și să cauți să identifici soluțiile aplicabile. Auzeam că se desființeze Parlamentul. Nu. Deci, în 90, gândiți-vă, noi nu aveam Constituție. Nu aveam legi. În România nu era aproape nimic. Acum există aceste lucruri și eu cred că ceea ce trebuie să facă toți cei care sunt implicați în lucrul acesta este să acționeze în acest cadru democratic. Pentru că dacă există orice abatere de la principiile democrației, lupta e pierdută din start. Eu am fost de câteva ori acolo, am salutat cu bucurie faptul că măcar dintr-un punct de vedere, cel al non-violenței, demonstrația a fost în linii mari reproșabilă, cu mici, mă rog, lucruri marginale, oamenii s-au comportat foarte civilizat, ceea ce le dă șansa ca efortul lor să ajungă la un moment dat, probabil, să însemne și un pas înainte din punctul de vedere al eficienței luptelor. Da, o să vorbim și de finalitatea acestei lupte, însă aș vrea să vă întreb de ce credeți că până în acest moment acești oameni care s-au strâns în toate aceste zile nu au reușit să identifice un lider cu adevărat autentic. Și vă întreb asta pentru că ați fost un lider în anii 90 pentru oamenii care s-au strâns în piață, nu doar pentru studenți. Da, studenții mea se organizase și eu am fost unul dintre cei care a contribuit la organizarea ei. Din acest punct de vedere, vă dau un singur exemplu, așa poate părea banal, dar nu e chiar banal. În timpul demonstrației Maraton, Liga Studenților, împreună și cu celelalte asociații, GID, Studenții Arhitecți, Asociația 21 Decembrie, atenție, nu ceea ce vedeți acum, că sunt unii care sunt cu 21, nu. Erau alții oameni, nicio legătură cu ce vedeți acum. Aveam un mecanism de organizare a demonstrației. Numai oamenii de ordine erau de la 500 până la 1500 de oameni în funcție de momente. Demonstrația, când a ajuns în punctul maximal, au participat peste 150.000 de oameni în 17 mai, noi aveam în jur de 1500 de oameni de ordine. Organizați, voluntari, care erau așezați în diferite locuri tocmai pentru a preîntâmpina și a descuraja provocările, infiltrările. Să știți că și atunci erau infiltrări. Asta voiam să vă întreb. De unde știați atunci care erau provocatorii? Pentru că erau... Ca studenți aveam un avantaj. Totuși ne cunoșteam între noi, eram colegi. Deci grupurile erau formate în zonele de facultăți, ani de studiu și așa mai departe. Cine să infiltreze între colegii mei? Da, dar pe lângă studenți și pe lângă elita academică ce era prezent acolo, veneau foarte mulți oameni din toate categoriile sociale. Recunoști, în primul rând, diversiunile puteau fi foarte ușor făcute. Ceea ce au fost făcute, dar au fost descurajate. De ce? Îi recunoști prin comportament. În primul rând, noi sancționam imediat orice abatere de la spiritul civic, de la bunul simț, adică era sancționată orice formă de agresivitate. Erau sancționate orice fel de atacuri la adresa valorilor fundamentale ale acestei țări, așa cum le înțelegeam noi. Noi am făcut această demonstrație și am pus-o sub semnul credinței în Hristos, era icoana Maicii Domnului deasupra balconului, Eminescu, care per cultural național, Avram Iancu, ca exponent a ceea ce înseamnă lupta pentru libertatea românilor, și toate aceste valori erau împărtășite de aproape toată lumea. Nu prea erau unii care să... Și dacă ar fi încercat, tot nu aveam nicio șansă, pentru că atunci când ai zeci, sute de mii de oameni acesta care sunt solidari în jurul valorilor, este evident că cei puțini, nu ne pot, se aplauda, râdeam și lăsam să... Dar cum vedeți acest atac la adresa bisericii care a fost în aceste zile? Pentru că tot ați adus... Sigur, biserica se confruntă ea însăși cu mari probleme. Și le știm. Ca tot sistemul. Și le nu este niciun caz ca sistemul. Haideți, totuși. Totuși este nu. Biserica e despărțită de stat. Biserica nu pune taxe, nu pune impozite, nu numește miniștri, nu organizează ministere, nu. Are alte lucruri care se întâmplă. Și aici evident că sunt mulți oameni nemulțumiți și cred că sunt destul de mulți oameni nemulțumiți în sânul bisericii de chestiunea asta. Dar eu cred că lucrurile trebuie cumva separate. Adică hai să ne fixăm. De ce ne ocupăm prima dată? Vreți să le rezolvăm pe toate acum?
Revenim la discuție, pentru că avem o informație de ultimă oră. Rămăseserăm, domnule profesor, la diferența dintre protestele de acum, cele din piața universității, din anii 90, care aveau un mesaj foarte clar, aveau lideri foarte clar, aveau reprezentanți ai societății civile care știau să transmită foarte clar mesajul pieței. Și vă întrebam de ce la protestele de acum nu se naște acest lider care să îi reprezinte pe oameni. Am văzut niște negocieri pe care le-a avut președintele Klaus Iohannis cu diverse, mă rog, organizații care ar reprezenta societatea civilă. Culmea este că aceste discuții nici măcar nu au fost transmise în direct, pentru că pe mine, ca reprezentant al societății civile, m-ar fi interesat foarte tare să aflu ce discută președintele meu cu cei care mă reprezintă pe mine. Da, așa e. Pe toți cred că ne-ar fi interesat lucrurile astea. Acum haideți să ne înțelegem. Eu mi-aduc aminte prin 92, 93, 94, în anii aia, că se tot apăreau niște grupuri din astea care spuneau președintele, pe atunci domnul Constantinescu, s-a întâlnit cu societatea civilă. Societatea civilă fiind vreo 15 oameni, 20, dintre care unii foarte respectabili, dar care de fapt nu reprezentau pe nimeni. Erau câteva ONG-uri, GDS și încă vreo 2-3, care participau la aceste dezbateri și vorbeau în numele tuturor. Păi nu asta înseamnă societate civilă. Da, grupul pentru dialog social a fost prezent și la aceste negocieri, am văzut. Da, nu știu în ce calitate. În calitate de participant la bugete 25 de ani? În calitate de participant la construcțiile politice de 25 de ani pe care le contestă oamenii ăștia? E foarte straniu. Păi mai trebuia să vineți domnul Băsescu. Să vină și dânsul, nu? Să mai vină și că câțiva și să spună, domnule, noi suntem societatea civilă, noi vrem cu toate. Păi n-ați observat... Să participați la aceste negocieri, pentru imediat. Că au fost oameni care v-au solicitat în acest sens. Numele dumneavoastră a fost auzit tocmai pentru a-i reprezenta. Le-am spus tuturor, au venit mai mulți și tineri din piață și m-au rugat să îi ajut și am spus, măi, fraților, cu mare drag, dar e demonstrația voastră. Eu sunt unul de pe margine care, când văd lucruri bune și frumoase, le aplaud. Dacă văd lucruri mai puțin bune, dacă cineva mă întreabă, le explic sau încerc să le spun punctul meu de vedere. Dar nu mă amestec în lupta voastră. Eu doar mă rog la Dumnezeu să reușiți să vă organizați și să faceți ceva util, să faceți ceva pozitiv și pentru voi și pentru întreaga țară. Pentru că ceea ce cereți voi aici nu vă privește doar pe voi, privește întreaga societate. Acesta este lucru important și trebuie să aveți tot mereu în minte acest lucru. Nu vă mai lipiți sau nu lăsați mai precis să lipească de voi tot felul de grupuri care au agendele lor. Niște grupulețe. Unul vrea ceva, altul vrea altceva, altul vrea să se bage în seamă, altul vrea să capete notorietate. Altul poate chiar are niște idei bune. Dar totul așa într-o devălmășie din care nimeni nu mai înțelege nimic. Zic, oameni buni, lămuriți-vă voi între voi în primul rând. Nu îngăduiți. Deci, în primul rând, fără politicieni și fără persoane conexate la politicieni. Și aici e simplu, căutați, le-am recomandat așa, căutați-i la bani și la funcții. Da, pentru asta trebuie timp, domnule profesor. Au timp. Ușor, nu ușor. Se poate peste noapte. Klaus Iohannis a dat un ultimatum până joi la ora 24. Cum să produci lideri? Eu nu mă referam la întâlnirea de ieri. Eu mă referam în perspectivă. Sigur că n-aveau cum săraci acum. În 3 zile, 2 zile. Exact, era evident. Bun. Și atunci... Iată, a fost o experiență bună. Au văzut care sunt reprezentanții. Poate să mulțumiți de ei, poate nu, că acum stați puțin. Totuși, în piața aia nu sunt chiar copii. Nu sunt elevi. Totuși, sunt oameni la 20 și ceva de ani, mulți dintre ei cu facultăți, am văzut, după, mi-am dat seama după cum arată, oameni cu anumită educație. Dom'le, trebuie și un pic de muncă. O mobilizare. Să-și creeze echipe de voluntari, care să aibă niște reprezentanții între ei, 10, 15, 20. Să-și traseze unul altora, nu știu, niște teme, niște sarcini. Dom'le, hai să identificăm cine sunt persoanele, ce s-a întâmplat. Apare unul, cine e el? Pe cine reprezintă? De unde vine? Ce CV are? Că lucrurile astea acum iau instrumente, se uită imediat pe un internet și au găsit o mulțime de date. Noi, în 90, nu aveam unde să... Veneau tot felul de intelectuali, noi nu știam decât dacă îi cunoșteam personal, de prin facultăți, de prin, nu știu, alte împrejurări culturale. Nu știam cine sunt acei oameni. Da. Ei acum pot afla acest lucru și apelul meu către tinerii care au venit, le-am sugerat, dacă vor, e treaba lor, dacă vor sau nu vor, în primul rând să se documenteze, să aibă răbdare, ceea ce cer ei oricum nu se poate rezolva în 3 zile, o săptămână, hai să fim serioși. Domnule Marian Munteanu,
rămăseserăm la acest nou actor, cum îl numea președintele, îi numea pe cei din stradă. Am văzut efecte imediate. Cred că a fost o premieră. Să nu fie un actor grăbit, cum spune. Da, foarte bună comparație. Am văzut efectul imediat demisia guvernului Ponta. Ce alte efecte vor avea aceste proteste, dacă, nu știu, credeți că se poate reseta clasa politică în acest moment, lucru pe care îl cere strada? Se poate reseta sau poate începe procesul de resetare, dar nu așa și nu imediat. Acesta poate fi însă un bun moment, un moment de mobilizare sau un semnal care să poată să aibă în principal rolul de a scoate mulți oameni dintr-o nepăsare, dintr-o resemnare și așa mai departe. Și pentru că tot a venit vorba de morți, cred că cei care demonstrează acolo ar fi bine să fie mai atenți la morții care sunt acolo. Ei sunt într-o piață în care au murit foarte mulți oameni. Am văzut că unii se urcau pe cruci. Trebuie să înceapă un pic să se gândească mai mult că ei nu au apărut aici din nimic. În spatele lor sunt mii și zeci și zeci de mii de morți. Ei trebuie să-și refacă o anumită legătură mai clară cu ceea ce înseamnă neamul acesta și valorile lui. Dacă nu vor merge pe această linie, vor avea dificultăți mari să facă ca mesajul lor să fie receptat de ceea ce înseamnă, într-adevăr, masa largă a populației, care sigur este de acord cu nevoia, nu numai că este de acord, toată lumea dorește, sau imensa majoritate doresc o împrospătare, o primenire, o schimbare a mecanismelor care duc la constituirea clasei politice și așa mai departe. Dar aceasta trebuie făcută cu inteligență, cu tact și cu un spirit de solidaritate între cei care luptă și cetățenii. Nu numai invers trebuie să fie. Da, și ei trebuie să fie solidari. Uite, de exemplu, am văzut că Patriarhul le-a cerut iertare. Poate ar fi momentul să înceapă să învețe să ierte și ei. Puterea iertării este foarte mare. Și să se concentreze pe ceea ce într-adevăr se pot concentra și ceea ce într-adevăr pot realiza, nu imediat, dar pot participa la această realizare în viitorul, zic eu, destul de scurt. Da, doar că după ce trece această emoție, vedem că ușor-ușor ea trece. Oamenii încep să uite de ce s-au strâns, de ce s-au adunat și fac legătura cu ce spuneați. Credeți, foarte scurt, 10 secunde, credeți că vom afla vreodată ce s-a întâmplat în Clubul Colectiv? Eu știu că se face o anchetă și sunt convins că anchetatorii văd deja niște semne, că au început niște arestări, deci bănuiesc că lucrurile se vor clarifica. Am auzit că acum circulă, bineînțeles, și alte interpretări la care nici nu vreau să mă gândesc. Nici nu vreau să mă gândesc, Doamne ferește. Sper că a fost totuși numai o nefericită de neglijență și inconștiență. Da, rămâne să vedem. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. N-am avut timp să discutăm toate palierele pe care ni le propusesem. Nu, dar aș vrea să închei un singur lucru. 5 secunde, vă rog, deja. Pentru tinerii respectivi să fie siguri că activitatea de organizare a societății civile pe bazele pe care le doresc ei a început deja, este în curs de desfășurare și vor primi, într-un viitor nu foarte depărtat, semnele cuvenite. Da, un mesaj pozitiv. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Am stat de vorbă cu profesorul universitar Marian Munteanu. Ne oprim aici, doamnelor și domnilor. Doamne ajută, Dumnezeu să ierte pe cei care au murit. Vorbim deja de 8 victime astăzi. Nu